Porțile regimentului 53 mixt rachete antiaeriene au fost deschise pentru toți copiii care au venit să viziteze unitatea. Cu mic, cu mare, elevi de la școli sau grădinițe au venit să intre în contact cu cei care ne păzesc țara. Punctele principale de atracție au fost tancurile și armamentul din dotarea unității. Cei mici au avut ocazia de a urca în tancuri și de a trage cu puștile. Demonstrația făcută de militari cu tancul i-a impresionat pe cei mici. Copiii au rămas cu o amintire frumoasă de la acest eveniment. Activitatea de astăzi mi s-a părut foarte frumoasă. Și am învățat mai multe lucruri. Foarte frumos mi s-a părut activitatea. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Urcatul în tank. Am văzut soldați și am văzut rachete. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Rachetele. Părinții au fost cei care s-au gândit să-și aducă micuții la unitatea militară. Păi, soțul meu este angajat la aceste unități și am spus să vină și copiii. Este interesant, e un lucru interesant, zic eu, să observe, să vadă, nu vezi în fiecare zi tancuri sau, mă rog, tot ce se vede aici. Și militarii au fost bucuroși de vizita. Este o zi specială pentru unitatea noastră. Regimentul 53 rachete antiaeriene vine în întâmpinarea demersului Ministerului Cercetării, cum se mai numește. Știți că este acea activitate din școli, să știi mai multe. Vizita i-a bucurat extrem de tare pe copii, care cu siguranță vor povesti mult timp de această experiență unică pentru ei.